Instalat de câteva zile în funcția de prefect de Vâlcea, Radu Renga a prezidat din noua postură prima ședință a Colegiului Prefectural. Două instituții deconcentrate au prezentat activitatea pe primul trimestru, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor și Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Este vorba de un raport al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Vâlcea, un raport sinteză cu concluziile acțiunii de verificare a respectării prevederilor legale în unitățile de alimentație publică. Avem și un proiect de hotărâre în sensul acesta și din partea Autorității Naționale Sanitar-Veterinare vom avea de asemenea un raport, având în vedere apropierea sărbătorilor de Paște și ce eventuale neplăceri care pot să apară. În această perioadă avem în desfășurare acțiuni de verificare a produselor alimentare specifice sărbătorilor pascale. Pește, carne preambalată, ciocolată, fructe din cacao, ouă, vopsea de ouă, vin, produse de patiserie, cozonaci. În materialul pe care l-am prezentat sunt evidențiate toate aspectele pe care noi le urmărim în cadrul acțiunilor de control. Acțiunile de control se desfășoară în colaborare cu Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentului, precum și cu Inspectoratul de Poliție Județean. Avem echipe mixte de control. Verificăm magazinele, supermarketurile, piețele, centurile, toate unitățile economice în care se funcționează produse alimentare specifice sărbătorilor pascale. Primul trimestru au fost planificate, conform programului strategic, un număr de 2728 de controle, din care 2598 au fost planificate conform programului strategic. S-au făcut 3 controle în trafic, 103 controle tematice, controle în echipe cu alte instituții 24. Număr probe recoltate și analizate în cadrul laboratorului sanitar veterinar au 22.000, examenul privind siguranța alimentară 10.410 și examene privind sănătatea animală 11.591. S-au aplicat măsuri în urma controlelor efectuate, și anume, au fost un număr de 469 de sancțiuni, din care 388 de avertismente, 81 de amenzi în valoare de 113.720, s-au făcut confiscări de 5.214 kg în valoare de 46.085 de lei, o ordonanță de interzicere a activității și 3 ordonanțe de suspendare temporară a activităților. Nu au fost înregistrate toxinfecții prin consum de alimente. Pentru că se apropie sărbătorile pascale, conducerea Direcției Sanitar-Veterinare a anunțat că se află în curs de amenajare spațiile destinate sacrificării mieilor.